NeoServers este firma de host unde îmi țin și eu serverul. Este un host foarte bun și vi-l recomand. Nu poți să ai toată încrederea. Hai, salut și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta ne vom juca CS1.6 Winter Edition. Am găsit CS-ul ăsta pe internet și am zis să-l încercăm, că tot a venit iarna, Crăciunul, cu astea mă înțelegeți voi. Se numește CS Winter Edition, o să vă dați link în descriere dacă vreți să-l descărcați. Nu m-a plătit să le fac promovare sau ceva, dar e singurul pe care l-am găsit așa cu Winter Edition, așa frumos făcut. Hai să vedem, deci la options arată așa cu roșu frumos. Setări, mi-am făcut aici niște setări, hai să-mi pun și eu numele aici al gen PLM. Așa, ne punem ținta small, green, translucent, bam bam. Hai să intrăm și noi pe un server să vedem cum arată CS-ul ăsta Winter Edition și de ce se numește el așa. Un server românesc, dacă se poate, csavengers.ro, ia să vedem. După o să intrăm și puțin și pe serverul meu de CS1.6, mă, CSGO, să vedem cum se vede și acolo. Ok. Deci asta cred că e mapa făcută de ei. Ia uite, băia. Bun, cam așa arată cau, nu prea are treabă cu Crăciunul, dacă mă întrebă o mine. Nici nu ninge măcar pe server. Ok. Cuțitul cum e? Bă, dar se putea și mai bine, o să bagi niște cuțite de alea de Crăciun, așa. Da. Skinurile de pe player, modelele de pe player, văd că nu sunt modificate. Și de ce se aude cau așa, nu prea înțeleg. Ia stai puțin, volume 0.02, că se aude prea înțepat așa. Sunetele la fel nu sunt, n-au nicio treabă cu Crăciun. Văd că doar mapa e schimbată, doar mapa e făcută gen de Crăciun și așa și de iarnă, dar rest nimic, poate e de la serverul ăsta, cine știe. Așa arată armele, toate armele. Bun, ia să vedem. Ăsta avea M4? Da, cam așa era, așa arată M4A1. Ok, ca un M4A4. Hai să-mi iau și un Deagle, ceva. Ah, ăsta e Deagle-ul, ca un fel de revolver. Ăsta, hai să-mi iau și gloanțe. Și să-mi iau niște grenade. Ia să vedem, grenadele sunt modificate. Flash-ul nu. Bă, nu știu după ce joc sunt luate astea. Scrieți-mi voi în comentarii dacă știți. Deagle-ul se aude ca pe CSGO. Da. În afară de mapă nu văd ce e Winter Edition la ăsta. Adică cred că se putea și mai bine. Dacă știți voi alt CS Winter Edition pe care pot să-l descarc și e mai bun ca asta, scrieți-mi în comentarii. Eu pe ăsta l-am găsit, altul n-am găsit, sincer. Hai să-l vedem până la capăt totuși. Hai să încercăm alt server, ia să vedem. Și la final o să încercăm serverul meu. Uite, un respawn ăsta nu. Nu că se încarcă greu. Furien, ia uite. West Fire, Fire On. Da, cam asta e treaba, băieți. Cred că doar mapa asta e de Crăciun. Ok, ăsta e mai mult pentru cei cu CS1.6 non-steam și vor să, na, vor să-și descarce un CS așa cu tentă de Crăciun. Văd că mai sunt și căciulițele astea. Asta e posibil să fie și de la server. Hai că... Ia, hai să-mi iau un polar. Un AVP. Da, mă, n-au nicio treabă, ești nebun. Nici o treabă, dacă îmi punea și mie un om de zăpadă pe polar acolo, o șmecherie, ceva. Nimic, frate. Stai jos, că te-am spart. Da. Ce arme mai sunt? Hai să luăm un USP. Aha. Și cu un AUG mi-am luat, cred că nu. Un Galil. Ăsta-i Galil, mă? Ce dracu, mă, e cu arma asta, bă, frate? Iar ce că ăsta ar trebui să fie Galil, frate.
Deci ne e bun. Da, bani, în afară de mapă nu e nimic, nimic special. Ia, hai să-mi iau tot Deagle și să-mi iau un FAMAS. Asta e FAMAS-ul. Winter Edition, cică, iauzi. Bă, sau stai mă, poate armele astea sunt de alea de... A, mănușile, uite. Mâinile sunt gen de iarnă, nu știu, pui mei, mă gândesc. Ia. Da, mă, gen, sunt îmbrăcați mai gros. Că, practic, e Winter Edition, nu e Christmas Edition. Dar n-ar fi fost mai frumos. Hai să vedem. O să încerc să-mi fac eu, băieți, un... Un loadout, adică să-mi pun skin-uri pe arme în CS-ul meu. De-astea de Crăciun și să vi le arăt și vouă. Să ne jucăm pe un server clasic. Și să vă arăt ce skin-uri mi-am pus pe arme. Bineînțeles, o să le văd doar eu, dar... Sper că știți voi despre ce vorbesc. Ok. Hai să intrăm și pe serverul meu de CS-ul 6 mod CS-GO, pentru că... Cu astea ne-am lămurit, să vedem cum se combina astea nouă, astea două, pentru că serverul meu are deja update de Crăciun pe el și cu mape, cu iarnă, cu toate alea. Ia să vedem. Connect csgo.elders.ro. Ia să vedem ce zice, stai că trebuie să ne se încarce toate astea. Da, mă băieți, am intrat și pe serverul meu de CS16 mod CSGO. Sincer, nu văd nicio schimbare, hai să mă loghez să-mi fac și eu aici cont. Așa, ca să nu îmi dea kick, pentru că dacă nu vă faceți cont la mine pe server, vă dă kick într-un minut. Ok, atunci când omori pe cineva e diferită animația asta cu sânge, vedeți și voi. E așa mai fade, mai nu știu ce. Ok, în rest astea sunt skin-urile, modele de pe server. Pe skin-uri sunt skin-urile de pe server. Mapa e la fel de pe server. Hai să vedem. Mamă, mi-a dat lag. N-avem pistoale aici, mă. Ce crezi că faci, boss-ule? Hai că s-a jucat așa. Ia să vedem cum se vând skin-urile la băieți. Bă, ăsta ce e, mă? Ce skin e ăsta? Skin AVP Red Asimov, eu acum aud de el, mă, frate. De AVP Red Asimov, arată blană rău de tot fine, mă. Ok. Ia uite, balere, cum a scăpat Robi. Da, mă, băi, cam asta e treaba și cu CS-ul ăsta. Ați văzut și voi ce e schimbat așa la el. Acum mai joc eu la mine pe server să... Vedem așa cam care-i treaba, dar m-am lămurit cu el, sincer. Îmi place și meniul ăsta așa cum e făcut, cu roșu. Măcar atât să facă și ei. Niște servere aici la internet, una alta. Da. Nu prea recomand, sincer, adică sunt CS-uri mult mai bune. Pentru o mapă cu zăpadă pe aia și pentru niște skin-uri care, sincer, nu sunt cine știe ce. Nu prea e combinație CS-ul ăsta. Mai bine vă luați CS-ul Arzon sau alte CS-uri. Sau CS de pe Steam dacă tot. Poate să fac acum un Steam sale și o să mai cumpărăm niște CS-uri pe Steam și să le dăm la giveaway. Că știu că voi voiați CS-ul 6 la giveaway. Să vă mai dau și vouă. Da, hai să vedem câte kill-uri am, mă. Mă joc și ceva cu băieții ăștia sau mi-o dau la joale. Da, mă, mă bate rip ăsta. Hai să mai jucăm și noi o rundă și cam aia este. Am făcut vreo cutie ceva cât m-am jucat acum? Ia tu, bă, Knife CS, fii atent. Hanson Crimson Web. Ia, mă, că am făcut și un schimb pe server până cât m-am jucat acum, vedeți? Da, vă las IP-ul de la serverul meu în descriere dacă vreți să vă jucați. Bă, ăștia ne invadează. Da, hai că se joacă bine aici. N-am ce zice. Uite, bă, că am făcut și un cuțit. Ia, mai am ceva?
Uite un glove box. Uite, am și mănuși, băi, aici, mă. Gloves, convoi. Astea sunt, mă, sau? Nu înțeleg. Eu... Da, mă, băi, cam ăsta a fost episodul. Ăsta a fost CS-ul Winter Edition. Dacă v-a plăcut, scrieți acolo un comentariu, o să vă las link de la el. Sincer, nu prea m-a dat pe spate la cum arată ăsta. Sincer, ăsta chiar arată blană rău de tot. Când am uitat pe server, deja a scăzut în ochii mei, să zic așa. Da, nu e cine știe ce, în afară de mape care sunt cu zăpadă pe ele și așa mai departe. Skin-urile, modelele nu sunt ce trebuie. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, fost halogen, pa, pa!